cadrul celui de-al doilea weekend al sărbărilor din acest an, pe scena amplasată în Parcul Municipal, zona Izvorul Santinelă, vor fi prezentate trupe de artiști recunoscuți pe plan național și local, reprezentanți atât ai genurilor muzicale moderne, cât și ai folclorului. Sâmbătă, programul începe la ora 19, tot cu Michael Starr, ca și săptămâna trecută, și continuă cu Acces, Laura, Semnal M și Ami. Seara se încheie cu un foc de artificii pregătit de organizatori. Ziua de duminică este dedicată iubitorilor de muzică populară și programul începe la ora 15. Pe scenă vor urca ansamblul Poienița și Poiana Stampei, Ilioara Ștefănel, Miruna și David Săran, ansamblul Balada Bistriței, Călim Brăteanu, ansamblul Dorna Dorului și Adriana Bucevski. Prezentatorul evenimentului va fi Doru Bighiu. Sărbările zăpezii se desfășoară în paralel și pe pârtii. Cu toate că stratul de zăpadă s-a subțiat considerabil, încă sunt condiții ca turiștii sau cei veniți în weekend să practice sporturile de iarnă.